De astăzi începe furnizarea agentului termic și către punctele termice din Drobeta, Turnul Severin, asta după ce ieri seară s-au încălzit caloriferele de la Spitalul Județean, dar și în majoritatea școlilor din oraș. Primarul Marius Creciu a mers personal să verifice situația din unitățile de învățământ. Cum e, copii? E mai bine? Da, bine. Da. Ați renunțat deja la gecuțe? Da. E, astăzi a început, o să mai crească temperatura, că văd că pe nu poți să ții mâna. Este. Deci mâine când o să veniți deja, la ați între cou. Este foarte cald în bluze, toată iarna se stă în bluză, în cămășuțe. Deci, e foarte bună instalația. E bine. Până acum, în școli au fost folosite aparate de încălzire pentru ca elevii să nu înghețe în bănci. Ne-am încălzit pe bază electrică cu aerotermă radiatoare, dar datorită eforturilor depuse de autoritățile locale, în sfârșit, astăzi a sosit ziua cea mare, când cursurile la școala gimnazială Alice Voinescu se desfășoară într-un climat optim, adecvat, copiii se bucură de beneficiile redării agentului termic în calorifere și totul este în regulă. Deși caloriferele din școli nu sunt pe deplin încălzite, astăzi la școala Alice Voinescu elevii au renunțat la geci și s-au bucurat de temperatura de clase. Începând de aseară, am primit agent termic, caloriferele s-au încălzit treptat. Azi de dimineață erau ceva mai calde, firește că încă nu este temperatura optimă, dar sperăm ca zilele viitoare să ajungă numărul de grade dorit în termometre. Totuși, copiii au renunțat la geci, la altul. Da, da, da. Începând de astăzi, n-au mai stat cu geci, copiii s-au simțit mai relaxați, orele s-au desfășurat relativ mai bine decât în perioada anterioară. Sigur. Potrivit primarului Marius Creciu, până la sfârșitul acestei săptămâni va fi cald în casele tuturor severinienilor. Aproape toate instituțiile școlare au agent termic, mai avem câteva, pentru că avem două spărturi mai mari pe rețeaua primară în zona CET Nord și în zona Horațiu, deci școala 1, școala 4 nu au în acest moment și grădinițile aferente nu au agent termic, dar una dintre avarii am remediat-o, cea de pe zona CET Nord, urmează să primească în maxim o oră după ce se încarcă instalația, vor primi și ei, deci la ora la care vorbim, deja instalația se încarcă, diseară deja au și ei agent termic. Urmează treptat celelalte apartamente și o să-i rog încă o dată pe locuitori să înțeleagă că acest grafic de care ne ținem trebuie respectat în faptul că nu putem da brusc drumul la agent termic în tot orașul, pentru că rețeaua și așa este destul de rea, să zic așa, destul de avariată, perimată și în acest moment orice forțare asupra ei poate să întrerupă agentul termic. Deci o facem treptat, până vineri seara sper că am întreg orașul racordat la agent termic.